Avem de data aceasta 6 iteme. Ia să vedem ce ne pică. Și primul skin pe Rico. Nu vreau altceva. Un skin pe Rico, oricare altul. Ia să vedem. A fost Fortnite OG, Roblox OG, iar acum este rândul Brawl Stars-ului. Avem Brawl Stars OG. Vechiul Brawl Stars a revenit, avem chiar și melodia veche, background-ul acesta, nu în ultimul rând, Mega Box-urile. Înainte de a începe, like, share, subscribe, să vedem cum este acest update. Prima dată vom începe cu aceste game moduri. Poate ne jucăm și noi pe episod, nu știu, sigur. Iar după cum puteți observa voi, în stânga, jos, avem Mega Box-urile și dacă deschidem 20 de megaboxuri, ne dă acest skin pe Rico de Hypercharge. Trebuie să completăm 12 steluțe ca să deschidem un megabox gratuit. Iar pe shop, ei bine, pe shop avem shop-ul plin cu megaboxuri. Avem și megabox gratuit, 5 megaboxuri, 10, 20 la un preț foarte mare, după părerea mea. Din păcate eu nu mai am gemuri, mai am 87 de gemuri. Dar aici avem un value pack. Nu știu dacă value pack-ul ăsta este chiar atât de ieftin. Dar ne dă câte 2 megaboxuri. Într-un fel e bine. A, uite bă, dar nu pot să le deschis instant. În zile diferite, am înțeles acum, cam nasoală treaba asta. Haideți să deschidem și noi primul megabox și să văd că un megabox e gratuit. Înainte la un megabox trebuia să faci foarte multe lucruri, să dai gemuri, să dai bani, să dai multe rău de tot. Dar să am un megabox gratuit, înainte rar vedeai așa ceva. Haideți să începem cu primul megabox. Să vedem ce o să ne pice, ce primim. N-am mai văzut fundalul acesta de foarte mult timp. Și haideți să vedem ce primim. 56 de blinguri, avem 4 iteme. Acum nu știu cum mai e cu itemele, sper să ne dea măcar ceva, dar e gratis, așa că slabe șanse, presupun. Să vedem cum e scriptul totuși. 76 de bănuți, numai de astea 5 gemuri. Ok, deci o să fie destul de value cu gemurile astea. După, păi și brawler nimic, doar atât. Bă, ce e ăsta, mă, megabox? Ăsta e megabox? Bro, ăsta e dezamăgitor rău de tot, ăsta nu e megabox. Pe vremea mea nu erau așa megaboxurile. Dacă așa sunt toate reward-urile din aceste megaboxuri, chiar nu se mai merită niciun megabox. Ia să văd, s-a pus acolo la noi? A, nici nu am apăsat, dar în fine, am aici pe fundal skin-ul acesta OG cu focul, că a revenit Brawl Stars OG, trebuie să am și eu aici un skin OG pus. Ia să vedem. A, avem 1 din 10. Ok, deci dacă mai deschidem încă 9 megaboxuri, primim skin-ul acesta. Evenimentul durează 19 zile și 21 de ore din momentul acesta în care filmez eu. Deci avem alt megabox gratuit. Să vedem dacă din acesta ne dă aceleași reward-uri cum ne-a dat și pe contul nostru. Primul reward, 20 de bonuțe. Avem de data aceasta 6 iteme. La mine am avut 4. De ce? Nu știu. Să vedem mai departe ce ne dă în afară de gold. Powerpoints, token doubler, blinguri și avem 3 iteme care strălucesc. Ia să vedem, deci poate să fie emblemă sau nu știu ce poate să fie, embleme, skin-uri, sunt foarte multe posibilități. Dar există și o posibilitate să avem skin pe Rico, ăla de Hypercharge. Ia să vedem ce ne pică. Și primul skin pe Rico, bine să cred. Doamne, la asta chiar că nu mă așteptam. Care sunt șansele să-ți pice skin-ul acesta și de ce nu mi-a picat și mie skin-ul acesta? W, oare chiar atât de ușor să ia skin-ul ăsta? Nai, e prea insane. Echip neau. Și ne-a dat și un player icon. Asta este următorul reward. Ok, și să vedem ultimul reward ce ne rezervă. Un pin cu Rico. Bă, vezi că e forță rău de tot ce ne-a dat aici. A, uite ce mișto arată skin-ul ăla pe Rico acolo. Ăsta da megabox. Așa da, mă. Megaboxuri ca astea să tot fie. Ok, deci nu știu câte skin-uri pe Rico sunt de acest fel. Scrieți-mi voi în secțiunea de comentarii dacă știți. Dar contul acesta a fost cu noroc pentru că am luat skin-ul ăsta. Bă, dar vezi că e forță rău de tot. Tare rău e ce trebuie. Haideți să mai deschidem încă 2 tot aici, să vedem dacă avem același noroc din pack-ul acesta. 79 de gemuri, avem gemuri, 2 megaboxuri. Ia să vedem. Primul reward, power up. Deja nu e bun că sunt 3 iteme, dar e useless. S-au fost useless rău de tot ăsta. Și mai avem încă unul, să vedem aici, 4 iteme exact ca la mine și ne-a dat un gem.
Deci dai 79 de gemuri pentru 4 iteme. Insane rău de tot. Bling-uri, power-up, 100 de token doublere și 120 de coins. Da, useless rău de tot. De data aceasta am un cont mai mic. Din păcate nu am gemuri aici. Să mai deschid încă două. Ia să vedem. Să deschidem niște megaboxuri. Două iteme. Deci pe un cont mic de 2000 de trofei nu are ce să spice mai mult de atât. N-avem nici Rico. Poate dacă aveam Rico aveam o șansă mai mare. Din păcate ăsta este megaboxul pe contul acesta. Haideți să vedem dacă eu voi lua skinul pe Rico. Deci sper să-mi dea skinul pe Rico. Te rog, dăm skinul pe Rico. Deja 4 iteme. Nu e bun. Ne-a dat power up, token doublere, 150 coins, 1000 de coins. Băi, ești nebun? 4 gemuri și blinguri. Bă, te rog eu, dă-mi skin-ul pe Rico. Eu nu dau atâtea gemuri degeaba, 5 iteme, deci insane, n-are cum. E useless, nu? Adică blinguri, coins, un gem, un gem. Power up. Strălucește. Te rog. Deci te rog să fie skin-ul pe Rico. Skin pe Rico, oricare altul. Ia să vedem. A, nu, bro. De ce? De ce? De ce? Doamne, ce troll mi-a dat, bă. Va să spice așa ceva? Păi mai am skin-ul ăsta odată. Sunt foarte dezamăgit. Foarte, foarte dezamăgit. Ce e asta? Ce e asta? Astea sunt reward-urile mele? Băi, o bătaie de joc, sincer. V-am dat 79 de gemuri pe 2 megaboxuri degeaba. Greg, time for more humiliation. Da, mă, băieți, cam acesta a fost și episodul. Nu mai are rost să ne mai jucăm, pentru că nu știu dacă o să vă uitați. Eu am fost Alex, iar noi ne auzim data viitoare cu un nou episod. Șmecher rău de tot, Brawl Stars-ul OG. Sper să rămână așa, dar din păcate doar 19 zile va dura Brawl Stars-ul nostru OG. Eu am fost Alex, iar noi ne auzim cu un nou episod. Salut!